Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi o să vă arăt ce mănânc eu la prânz, asta când duc o mare de pe taz. Și avem așa, o să pun și, cum se numesc alea, declarații calorice sau ceva nutriționale. Așa, informații nutriționale o să vi le pun pe ecran. Dacă ai de tot prânzul ăsta sau micul dejun sau depinde când mâncați voi, ar trebui să coste în jur de 10 lei, plus minus, depinde de unde luați. Așa, avem nevoie de ouă, mai avem nevoie de avocado, brânză și niște cartofi. Și acum eu de obicei încep să curăț cartofii, că ăștia durează cam 20 de minute până gata, după care tai avocado, pun ouăle la prăjit și dacă voi vreți puteți să mai adăugați niște bacon. Dar eu am ceva în cap să fiu veggie în ultima vreme, așa că vedem ce ieși. Pentru cartofi eu folosesc air fryer-ul. Și o să mai prăjesc și niște pâine. Luăm acum apa, aerul și fraierul. Așa, și ne mai trebuie și prăjitorul. Și să începem să curățăm cartofii. Da? Au venit și ajutoarele. O linge în ghear, o linge în cur. Așa, am nevoie acum de un bol sau ceva să pun cartofii. Păi pun unul, să-i pun și ăsta. Și luăm cântarul, fiindcă nu vrem să mâncăm prea mulți cartofi. Am pus ăsta, am restat cântarul. Și acum luăm niște cartofi. Cât să fie? 100. Mai încape unul mic? Hai, pune unul mic cuțit. Asta e suficient. Da, și avem vreo 500 de grame de cartofi. Asta e data că eu fac două porții. Trebuie să fac mâncare și pentru cameraman. Acum punem cântarul la loc, că nu ne mai trebuie. O să că înainte de tăiat trebuie să și curățăm, nu? Da. Și acum trecem la locul meu favorit. Locul pușcăriașului. Stai și tăia cartofi. Dar stai că nu stau bine. Acum am curățat cartofii. Nu i-am curățat foarte bine, dar mai sunt niște proteine acolo în coajă. Și cum să-i tăi oare? Să-i tăi pe lungime? Sau hai că-i tai așa, că dacă-i tai așa, încă mai mulți. Așa, și acum cartofii sunt gata și trebuie să punem niște sare. Îi învârtim puțin ca să mai punem un strat de sare. De ce mai pun eu? Mai pun puțin ulei. De asta, ulei de asta de usturoi. Îl aveți la Kaufland, nu știu cât a fost. Dar puneți puțin. Nu mult. Iată, suficient. Punem cartofii în dubă. French fries. Full. Te-o zic, e ready to eat, practic. Era să mă tai. Și-am scos și sâmburile. Așa, și acum ne trebuie o lingură. Ca să luăm coajă. Dar până chiar era redituit. Pac! Prima bucată. Nu e cel mai bun avocado din lume, dar merge. Așa, și acum tăiem bucățele și îl punem pe farfurioare. Acum luăm ouăle și le prăjim. Sper că e gata uleiul. Mereu mi-e frică să nu scap ouă la fix. Mi-e frică să nu scap coajă cât le sparg. Mie de obicei îmi place să întorc ouăle ca să fie prăjite 100% pe ambele părți. Ba, hai, mi-a ieșit. Perfect, primul l-am întors. N-am avut nicio emoție. Și încă două chestii, de obicei pun timer pe ceas. Și aveți grijă să luați o spatulă de plastic, că altfel riscați să zgâriați din aia. Așa cum le-a zgâriat pe celelalte două. Dar stai mai simpatic. Nu poate fi întors așa ușor. Hai da, puiu. Da. Stai că le iau așa prin îmbărâire. Dar tot simpatic e. Hai că am reușit, am reușit, am reușit. Așa, acum ouăle par a fi cât de cât gata. Iau tactica numărul 2. Așa arată. Al doilea ou ăsta, sincer, o și cam handicapat, dar e bun.
Acum ăsta de obicei bipăie când ajunge la jumate. Și putem vedea cum încep să prindă forma. I-am învârtit puțin cât să îi iau prin surprindere. Mi s-a spus din regie că ar mai merge niște roșii. Dar merge și niște cuțite care să fie ascuțite. Așa că mai punem niște roșii să fie. Acum cartofii, eu zic că par a fi gata. Îi vom pune în farfurie și în același timp am pus și niște pâinică la făcut. Aduc porția mai aproape de obiectiv, cam așa arată. După preferință, eu de obicei nu prea prefer să mai pun încă sare și piper deasupra. Dar în schimb aici merg niște semințe de susar. Unde vrei să spun? Pe cartofi, pe roșii? Pe avocat. Pe avocat. Am pus pe brânză, dar nu câte. Cam ăsta a fost videoul pe astăzi, video culinar. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Asta a fost tot și ne auzim data viitoare cu porta plină.